Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi aflăm povestea Mariei Callas, cea mai îndrăgită cântăreață a vremurilor sale. Maria Callas este numele de artistă a Ceciliei Sofia Anna Maria Calogheropulu, renumită soprană, supranumită în italiană La Divina sau Regina de la Lirica, Regina Liricei. Considerată drept cea mai mare cântăreață de muzică de operă din a doua jumătate a secolului 20. În ciuda unei cariere care a înflorit mai puțin de două decenii, amplitudinea vocii, prezența sa scenică, virtuozitatea cu care interpreta rolurile dificile și personalitatea sa incandescentă și exigentă o definesc pe Maria Callas ca una dintre cele mai importante și recunoscute legende ale operei, o divă prin excelență. O biografie interesantă i-o face Catherine Siguret în volumul Femei celebre pe divan, apărut la editura Curtea Veche București în anul 2009. Zgârcită în confidențe, Maria Callas n-a fost niciodată în viața ei acea îndrăgostită generoasă pe care o interpreta atât de bine pe scenă. Și a trăit multă vreme aplecată pe de-a întregul asupra carierei proprii, înverșunată să-i smulgă Renatei Tebaldi, marea ei rivală, titlul de prima donna assoluta. Și-a luat astfel revanșa asupra unei copilării care debuta sub cele mai proaste auspicii. Dar dacă artista a putut fi prezentată ca model de rezistență psihologică, ea nu s-a considerat niciodată fericită, astfel încât unii îi consideră decesul, la 53 de ani, drept o sinucidere. A încheiat o căsătorie mai mult de afaceri decât din dragoste cu Giovanni Battista Meneghini, zis Tita, care a devenit repede impresarul ei temut, dar n-a exprimat decât târziu dorințe de fericire pentru viața ei personală. Publicul e un monstru, nu mai am chef să cânt, vreau să trăiesc, ca orice femeie de rând, a declarat la 37 de ani când vocea începea să o trădeze. Aristotel Onassis, eternul amant, care nu s-a însurat cu ea, a reușit să-i aprindă simțurile, dar i le-a stins rapid cu cruzime. Pe rând, adorată și detestată, celebră pentru crizele de furie, Maria îi reproșa presei că nu o înțelege. Uneori nu recunosc femeia despre care vorbiți. E probabil că educația de care a avut parte nu i-a dat posibilitatea să se cunoască pe sine însăși. Maria Callas se naște la New York la 2 decembrie 1923, într-o familie de greci imigranți în Statele Unite ale Americii, Georgios Calogheropoulos și Evangelia Dimitriades, fiica unui cuplu care se desparte, copil înlocuitor, părinții sperau să aibă un băiat, după fiul mort la 3 ani, urâtă, grasă și isluțită de ochelarii cu lentile cât binoclul, care îi corectau miopia severă, având o soră cu 7 ani mai mare, considerată mai drăguță, Maria Callas pornește în viață cu numeroase dezavantaje. Mama ei, Evangelia, nu o ține în brațe decât la 5 zile după naștere și se străduiește să le dreseze pe cele două surori, de mici, să devină niște papagali savanți. Cursuri de pian, canto, audiții interminabile, de discuri cu muzică de operă, demonstrații în public și așa mai departe. Evangelia dorea ca fiicele ei s-o răzbune și trebuie să aruncăm o privire în copilăria sa pentru a înțelege vânarea furioasă a succesului prin procură în arta lirică. Născută la poalele Acropolei, în casa bogată a unui general atenian autoritar, Evangelia crește pe treptele teatrului Odeon al lui Herodes Atticus, unde visează să apară ea însăși pe scenă, într-o bună zi, departe de acest mediu meschin. La 18 ani se mărită cu Iorgos, un farmacist cu 10 ani mai mare. Afemeiat și egoist, acesta hotărăște de capul lui expatrierea în Statele Unite, pe când Evangelia e însărcinată. Cei doi debarcă la New York la 2 august 1923. Maria se naște acolo la 2 decembrie. Solidaritatea comunității grecești îi permite micii farmacii de familie să prospere până la criza din 1929.
Pe urmă, în ciuda dificultăților financiare, Evanghelia preferă să-și smulgă de la gură decât să renunțe la lecțiile de muzică ale fetițelor. Familia Kalogeropoulos ia numele de Kalas, mai ușor de pronunțat, iar sora mai mare, Cynthia, adoptă prenumele de Jackie. Dar cele două nu vor fi niște americance, la fel ca toate celelalte. Maria se va prezenta mereu ca fiind grecoaică, iar Jackie se va întoarce în țară la 17 ani, lăsându-i Evangheliei toată libertatea de a o tortura pe fata mai mică. La 10 ani, Maria Kalas cântă la cerere Carmen, de la cap la coadă, cu trupul grăsuț înfășurat în rochii cu volănașe. Evanghelia zice mereu, trebuie să-ți hrănești vocea. Îndopată de maică sa, Maria devine bulimică și complexată, dar descoperă că privirile pline de milă se colorează de admirație atunci când ea intonează vreun cântec. Lumea o aplaudă, lumea o îmbrățișează, lumea o iubește. Ea nu se va trezi niciodată, convinsă că nu are decât o singură calitate care să o facă plăcută, anume vocea. Atunci când se întoarce pentru prima dată în Grecia, la 14 ani, Maria nu are mai mulți prieteni sau iubiți decât în Statele Unite, unde stătea cu inima înghețată din cauza exigențelor mamei. Evanghelia îi comandă de acum nestingherită, căci tatăl, denigrat pe față, a rămas în Statele Unite, spre marea bucurie a tuturor. Rezultatul, tânăra Maria își construiește în fantezie un tată ideal. Va fi destul să reapară peste câțiva ani, afișând abia un strop de simpatie, pentru ca ea să-l considere formidabil. Maria investește așadar totul în muzică, mai ales că nu are nimic și pe nimeni în viață. Își va rezuma adolescența ca pe un antrenament de atlet. Muzica este pentru ea o sfidare și un refugiu, dar nu o pasiune. O profesoară prestigioasă, Maria Trivella, îi predă primele cursuri la Atena. Dar Evanghelia vrea performanță și reușește să își înscrie fata într-o audiție la Elvira de Hidalgo, celebră soprană spaniolă, blocată în capitala grecească de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Încă de la primele vocalize ale Mariei, ea recunoaște o voce neobișnuită și o ia pe tânăra de 17 ani sub protecția sa. În anul următor, în iulie 1941, Maria este atât de talentată încât e pusă pe nepregătite să ia locul unei cântărețe confirmate în Tosca, la opera din Atena. Nemaipomenit, este în stare să descifreze întreaga partitură peste noapte și să o interpreteze a doua zi, o muncă de hamal, însoțită de un talent rar și de o voce care provoacă îndată pasiuni, dar stârnește și dezbateri. Genială pe fragmente, n-ar realiza totuși cu suficientă ușurință trecerea de la un registru la altul, afirmă unii. Maria Kalas va încerca de-a lungul unei părți a vieții să șteargă acest defect fără succes. Milioane de admiratori vor descifra în asta urmele emoției, dar prezența ei de tragediană câștigă unanimitatea sufragiilor. Maria Kalas își joacă rolul în aceeași măsură în care cântă. O revoluție pentru o artistă. Își sublimează iubirile pe care niciodată nu le-a resimțit. La 18 ani, o asemenea flăcărare feciorelnică emoționează. Dar mai târziu, când se va spune că are inimă de piatră, detractorii vor vedea în asta monstruozitatea ei. Opera din Atena, după ce a fost mințită în legătură cu vârsta sa prea fragedă pentru a putea fi admisă, o angajează acum pe un an, și până în 1945, în capitala ocupată de trupele germane, ea încinge auditoriul interpretând Tosca de 33 de ori în mai puțin de 4 ani, fără a-și bate capul cu naționalitatea spectatorilor. Ea încinge auditoriul interpretând Tosca de 33 de ori în mai puțin de 4 ani, fără a-și bate capul cu naționalitatea spectatorilor. I se va reproșa asta cu atât mai mult cu cât mama sa are anumite legături cu inamicul. Pentru a fugi din țara frământată de tensiunile politice și epurările sumare, dar și pentru a scăpa de scumpa ei mamă,
Maria Callas hotărăște să ia vaporul spre Statele Unite. Triumful de la Atena nu este de ajuns. Evanghelia ar putea să vadă în ambiția fetei rodul educației sale, dacă artista nu și-ar afișa disprețul. Elvira este cea care i-a devenit mamă. Elvira o sfătuiește să-și odihnească vocea, luându-și câteva pauze, pe care ea le neglijează. Tot Elvira o învață să se îmbrace, să zâmbească, să fie cât mai feminină, la cele 90 de kilograme. Elvira este cea care o iubește, pur și simplu, și nu doar pentru vocea ei. Evangheliei va fi ciudă pe fica sa până la moarte. Eu am creat-o pe Maria Callas, ea m-a părăsit, va repeta în fața presei, la care acuzata va răspunde prin intermediari, mama m-a distrus. Amândouă vor avea dreptate, nici Evanghelia, nici Elvira nu se bucură de această plecare peste Atlantic, una fiindcă este părăsită, cealaltă fiindcă se teme ca eleva ei să nu se lase pe trândăveală. La 22 de ani, Maria Callas nu are îndoieli și pleacă. Pe cheiul portului Atena, în luna august 1945, Maria Callas dă nas în nas cu tatăl său care venise să viziteze Grecia, fără ca ea să știe. Nu l-a mai văzut de când avea 14 ani. În cele câteva zile de călătorie, el își face iertate păcatele, dovedindu-se pur și simplu un tip cum se cade, iar Maria, care se întreba cum se va descurca financiar la New York, se pomenește că îi se oferă ospitalitate. Farmacistul fiind mai mult plecat de acasă, Maria poate respira în sfârșit și își înmulțește contactele profesionale. Ea, care a plecat din Atena ca o vedetă, abia dacă își găsește ceva pe aici. La MIT, celebra Metropolitan Opera, unde este în sfârșit primită după luni întregi de tatonări, refuză două roluri de prim plan. Nu se pune problema pentru exigenta artistă să interpreteze opera Fidelio în engleză, căci Beethoven a conceput-o în germană, și să joace în Madame Butterfly, căci are o talie enormă, ar fi ridicolă. Directorul va avea nevoie apoi de 10 ani pentru a recunoaște că ea a avut dreptate. Norocul îi va zâmbi cântăreței, mulțumită unei prietene soprane, Louise Caselotti, care o invită să o însoțească la un eveniment prestigios. La 6 august 1947, amândouă vor cânta la arenele din Verona. Elvira i-a spus clar mai demult, succesul trece prin Italia și prin Tullio Serafin, dirijorul care este stăpânul ținutului. El îi va oferi Mariei Callas posibilitatea de a decola. Eddie Bagarozzi, soțul lui Isei, un avocat care nu pierde niciun prilej de a tăia chitanțe de onorarii, reușește cu atât mai ușor să se facă acceptat ca impresar pe lângă Maria Callas, cu cât se pare că a fost primul ei amant. Obosită de cei 2 ani de insucces și de sărăcie crasă, îl angajează pentru 10% din veniturile realizate, imprudență pe care o va regreta peste câțiva ani. Maria Callas simte nevoia de a fi protejată, are nevoie de un bărbat, unul adevărat, care să o conducă să fie mai activ decât un impresar, un bărbat în serviciul vocii sale, cum zice ea însăși, și nu un soț banal. La Verona întâlnește omul potrivit, Giovanni Battista Meneghini, cucerit de aceea pe care ziarele o prezintă ca revelația lirică mondială. Acest industriaș bogat și pântecos, în vârstă de 50 de ani, pe când ea are doar 24 de ani, trăiește alături de mama sa având o singură pasiune, opera. O pasiune care o convinge pe Maria în ceea ce privește sentimentele de iubire față de ea. Cine ar putea să o iubească din alte motive? Tita o copleșește pe cântăreață cu un lux pe care ea acum îl descoperă și pe care îl va finanța curând. El își părăsește îndată firma de familie pentru a se consacra pe deplin carierei femeii cucerite, căreia îi negociază cu patimă onorariile. Tristan și Isolda, la Fenice din Veneția, Aida la Torino, Norma la Florența, Maria Callas obține toate contractele, stârnește entuziasmul în sălile europene, înainte de a merge să cucerească teatrul Colón din Buenos Aires, un loc mitic.
se mărită cu Tita la 21 aprilie 1949, pe fugă, înainte de plecarea în America de Sud, unde are primul turneu și devine idolul publicului. În locul călătoriei de nuntă, cei doi soți au ales Gloria. Sufletele uscate se înțeleg bine. De un singur lucru se dovedește incapabil Tita: să oblige pe Maria să-și potolească avântul și să-și menajeze vocea, iar asta ar fi fost chiar în interesul lor financiar. Cântăreața nu se odihnește câtuși de puțin, înșiră un spectacol după altul, 173 de concerte între 1948 și 1952. Dar începând cu 1951, când are 28 de ani, vocea ei obosește. Maria anulează anumite reprezentații și devine cu atât mai despotică, refuzând să-și recunoască limitele. Încep scandalurile, zvonurile despre cea care se consideră o divă. Calas, cum a început lumea să o numească, potrivit tradiției rezervate numelor mari, devine inaccesibilă atât din punct de vedere financiar cât și uman, punându-l pe soțul Tita să-i selecteze la sânge spectacolele, rolurile, dirijorii, partenerii, insultându-i pe artiștii susceptibili de a o concura la celebritate. În ciuda ambițiilor, nu reușește să concerteze la Scala decât în 1951, în alternanță cu Renata Tebaldi, vedeta oficială din zonă, pe care nu va înceta să o urască. La sfârșitul anului 1952, cucerește publicul londonez la Covent Garden, o sală considerată dificilă, dar capriciile starului la Hotelul Savoy îi cuceresc pe britanici, după cum îi vor cuceri pe americani mai târziu. Poate că n-are cea mai frumoasă voce din lume, îndrăznește să scrie un critic de la Time Magazine, dar este cu siguranță cântăreața cea mai provocatoare din lume. Luchino Visconti se îndrăgostește la nebunie de ea, platonic, fiindcă este homosexual, și îi regizează pentru prima dată în 1954 spectacolul La Traviata. Este proclamată regina de la Scala. Este fascinată de acest regizor ciudat, foarte pătimaș, așa cum ea nu este, și va simți aceeași curiozitate pentru Pier Paolo Pasolini, cu care va filma unicul ei rol cinematografic în Medea în anul 1970. Maria Callas, ca un animal de povară, muncește zi și noapte, sacrificându-și viața personală și fericirea pe altarul artei. Alții au hotărât că sunt făcută pentru cântec, pe vremea când aveam decât 4 ani, și când detestam asta. Iată de ce am avut dintotdeauna un sentiment de iubire și ură pentru cântec, spunea Maria Callas. Doar un lucru îi mai lipsește glorioasei Maria Callas pentru a rivaliza cu o actriță hollywoodiană: silueta de fotomodel. Vrea să poarte rochii de femeie fatală și hotărăște să urmeze sfaturile medicilor, care o îndeamnă încă din 1954 să slăbească din motive de sănătate: proasta circulație sanguină, căderile de tensiune, corzile vocale fragile, toate acestea se datorează supraalimentării, nopților prea scurte, decalajelor de fus orar, de pe un continent pe celălalt. Maria Callas pierde 30 de kilograme în 2 ani, iar venitul onorariilor sale urmează o curbă invers proporțională. Dar presa începe să vorbească despre toanele și crizele ei. S-a aflat că prin culise își pălmuiește partenerii. Se știe de asemenea că se deplasează cu o haită de pudeli, impunându-și maniile, că a deschis un proces răsunător împotriva pastelor Pantaneia, care i-au folosit imaginea, că este urmărită de Bagarozzi, avocatul Veros, care își pretinde pe nepusă masă cei 10%, că se năpustește efectiv asupra polițiștilor care îi prezintă citațiile pentru a se prezenta la tribunal. Pe pagina întâi a ziarelor, Callas are o nouă poreclă, Tigroaica. Evanghelia mama sa nu se lasă pe tânjală și îi mai pune în cârcă. Afirmă că este obligată să lucreze la bătrânețea ei înaintată, căci fiica ei miliardară a părăsit-o. Și, pentru a-și agrava situația, diva rămâne uneori afonă,
încât e obligată să-și anuleze concertul prevăzut pentru Marea Întoarcere în Grecia din august 1957. Un simbol anulează un alt spectacol la Edinburgh, însă pentru a participa la balul de la Veneția, alături de Elsa Maxwell, o jurnalistă din lumea vedetelor care, după ce a umilit-o la scenă deschisă, îi va deveni un sfetnic dezastruos, îi va stimula capriciile și va profita de celebritatea ei. În cursul acestei sărbări somptuoase, la 3 septembrie 1957, Maria Callas îl întâlnește pe Aristotel Onassis, armator grec al cărui iaht minunat stă amarat în fața cetății dogilor. Deși Onassis este însurat, îi dă târcoale, impresionant prin umorul și generozitatea lui. Vor mai trece 2 ani înainte de croazierea fatală pentru cuplul Callas, ca și pentru cuplul Onassis, în septembrie 1959. Aristotel și Maria vor fi mai mult decât simpli prieteni. Deja Tita a devenit un domn în vârstă, pe când, la 36 de ani, cu talia suplă, Maria Callas descoperă o nouă viață. Elsa Maxwell o amețește de cap. Îl prezintă pe Aga Khan, pe puternicii zilei, pe miliardari. Callas, care știe că nu va fi niciodată mamă, a fost diagnosticată sterilă, vrea să iubească. Dar iubirea, o simte acum după 10 ani de căsnicie, înseamnă altceva. O va spune cu toată luciditatea despre Tita mai târziu, n-a fost un soț, a fost un impresar. Pentru a o face pe Maria Callas să creadă în sfârșit în iubire, nimeni n-are o situație mai bună decât Aristotel Onassis, campionul iluzionismului. Faimoasa croazieră din 1959 se soldează cu 2 divorțuri, dar Aristotel, alintat Ari, nu-și va schimba niciodată versiunea oficială privind legăturile lui cu Maria. Sunt prietenul ei. Își fac vacanța împreună, se întâlnesc la capătul lumii, merg în vilegiatură, ocazie pentru Maria să-i agreseze pe paparații sub sclipirile flashurilor, își cumpără locuințe la Paris, la câteva numere una de cealaltă, pe Avenue Foc, își fac scene în plină stradă, dar numai Maria visează în gura mare în fața presei, nunta va fi curând. Va visa chiar și să aibă un copil, după o sarcină miraculoasă, speranță efemeră căci și la doar câteva luni de sarcină va da naștere unui copil mort, pe care îl va pomeni rare ori mai târziu. După 9 ani cu promisiuni de ocazie, nunta lui Ari va avea loc într-adevăr, dar cu altcineva, cu Jackie Kennedy, atât de feminină și americancă, ceea ce va ajuta la intențiile lui expansioniste. Alături de Ari, Maria a cunoscut pasiunea. Ambii sunt bogați și nu se poate bănui că profitau unul de celălalt sau măcar nu financiar. Aristotel Onassis încarnează puterea, sexualitatea, dar totodată și în cultura și vulgaritatea în ochii inteligenției mondiale. El vede în Maria o garanție culturală, înainte de a descoperi că ea nu e decât un animal de spectacole bine dresat, care visează la o poveste din basme. Maria Callas a devenit punctul absolut de referință la nivel mondial, dar îi se întâmplă deja să nu mai urce pe scenă câteva luni la rând. Presa o ia peste picior, tigroaica s-a făcut turturică sau își dă cu presupusul Callas și-a pierdut vocea. Cântăreața dezminte, nu vocea îmi lipsește, nervii mei sunt la limită. Căci Ari îi pune la grea încercare. În timp ce artista își mărturisește viața tristă de odinioară și metamorfoza, Ari e primul care mă tratează ca pe o femeie, zice ea, lumea îl vede pe armator cum flirtează cu Lee Radziwill, cu sora lui Jackie Kennedy, sau cum este reținut în altă parte cu afaceri și refuză viața în comun. În 1964, Maria Callas înregistrează versiunea curând devenită celebră din Carmen, în pofida sfaturilor medicale. În anul următor cântă pentru ultima dată o operă, de la început până la sfârșit, Tosca, în fața celui mai select public din Londra, la capătul puterilor și al corzilor vocale.
La sfârșitul spectacolului, amantul îi administrează lovitura de grație. Ești o nulitate. N-aveai decât niște foale în gât și acum s-au făcut ferfenița. Maria Callas suferă câinește, dar în sfârșit are alt motiv de nemulțumire decât muzica. Nimeni nu-i va mai stinge vreodată această flacără, nici măcar însurătoarea lui Aristotel Onassis cu Jackie Kennedy. Prietenul își permite după nuntă luxul unei serenade publice sub geamurile sale. Ea îi va deschide ușa, desigur, și o va lăsa deschisă până când moartea bărbatului iubit îi va despărți în 1975. Atunci, la rândul ei, va lăsa ca viața să îi se stingă. Ultimii 12 ani din viața Mariei Callas, între 1965 și 1977, descoperă chipul unei alte femei trăind între căței și servitorii ei în apartamentul din Avenue Georges Mandel la Paris. Desigur, mai ține câte un spectacol, se încinge atunci când Onassis o vizitează, dar se prăbușește apoi cu atât mai profund în depresie. Medea lui Pasolini nu prea are succes, chiar dacă ea zice că și-a pus acolo tot sufletul, un suflet pe care de acum și-l deschide în emisiuni de radio și televiziune în fața presei. Dar lumea nu mai ascultă, cu toții vor să vadă diva, nu o fată bătrână și lacrimogenă, cu atât mai mult cu cât mama și sora ei continuă să o copleșească cu răutăți. Niciodată n-a avut suflet, în timp ce tita, într-un elan milostiv, îi propune, prin intermediul ziarelor, să o reprimească înainte de a o insulta la rândul lui. Internată la spital în 1970, după o tentativă de sinucidere ratată și dezmințită, Maria Callas încearcă să-și revină, întorcându-se în Statele Unite pentru a deveni profesoară de canto. Barbara Hendricks îi va fi elevă. În 1973, încearcă ceea ce va rămâne în amintire sub numele de Marea Întoarcere, un turneu de 7 luni prin 8 țări, alături de tenorul Giuseppe Di Stefano, într-un program scurt pe modelul cele mai mari șlagăre ale artei lirice. Prestațiile ei sunt inegale, presa are păreri împărțite, dar niciodată îmblânzite. Un critic o apreciază ca fiind divină, altul o consideră patetică. Moartea lui Onassis o doboară în 1975 și de atunci nimeni n-a mai văzut-o în afara servitorilor săi. Nu mai iese din casă, mângâindu-și căței pe canapea, urmărind una după alta filmările din vremea strălucirii sale, înregistrându-și mărturiile pe kilometri de band audio, care a dispărut din câte se pare, ascunsă de ochii lumii și pe jumătate paranoică, la fel ca și cealaltă sălbatică celebră de pe Avenue Georges Mandel, Greta Garbo. În 1976, într-un elan neașteptat, reîncepe repetițiile pe furiș la Teatrul Champs-Élysées, unde îi se închiriază sala, dar un paparazzo o surprinde și îi publică fotografia, însoțită de un titlu scandalos: Nu mai e în stare. După ce și-a câștigat procesul împotriva ziaristului, Callas hotărăște că nu mai are de dăruit nimic nimănui. Atunci când se prăbușește, în zorii zilei de 16 septembrie 1977, dintr-o probabilă criză cardiacă, presa bănuiește că a luat o supradoză din somniferele de care oricum abuza în ultima vreme, încât zăcea țipită și câte 20 de ore pe zi. Dar Placido Domingo, tânărul și sincerul ei prieten, va avea ultimul și cel mai îndreptățit cuvânt. Cred că n-avea nevoie să se sinucidă. Era destul să se lase să moară de durere. Cenușa ei va fi răspândită pe Marea Egee în primăvara anului 1979. Acea mare pe care o străbat armatorii importanți, cea care apare în toate tragediile, de la Eschil și până în zilele noastre. Dragi prieteni, aceasta a fost povestea tristă a Mariei Callas. Vă mulțumesc ca de obicei pentru că ați fost alături de mine și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!